De aceea, summitul NATO de la Varșovia este esențial pentru consolidarea securității și apărării colective după implementarea planului de acțiune pentru creșterea capacității operaționale stabilit la summitul din 2014. Poziția României la summitul NATO din acest an de la Varșovia este în favoarea armonizării intereselor comune de securitate și apărare, în spiritul solidarității și coeziunii aliate, dar de o manieră echilibrată pe cele două flancuri, estic și sudic, și pe cele două dimensiuni, nordică și sudică, ale flancului estic. Ne dorim menținerea regiunii Mării Negre în procesele de reflecție și de luare a deciziilor actuale și viitoare ale alianței legate de continuarea adaptării NATO pe termen lung.